De obicei, copacii se alimentează cu dioxid de carbon, apă și soare, dar unii sunt foarte înfometați. Ei mănâncă tot, de la garduri la automobile, și iată copacii pe care i-au numit cei mai lacomi. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonașul de like și să începem! Cum ți se pare acest videoclip? Dar acesta... Și ăsta... Dacă ți-a plăcut, atunci abonează-te la canalul Despre Tot. Linkul este în descrierea acestui video. Desigur că copacii nu deschid gura și nu înghit obiectele ca într-un film de groază ieftin, însă mulți din ei cresc lângă obiecte tari și de-a lungul anilor aceste obiecte doar devin un obstacol în calea trunchiului ce crește. Copacii nu știu să mute rădăcinile. Pe măsură ce cresc, la trunchiul lor se adaugă tot mai mult lemn și natura a făcut așa că copacii nu se tem nici de obiecte mari care stau pe alături. Ei pur și simplu cresc în jurul lor. Asta poate dura decenii, însă în unele cazuri lucrurile sunt absorbite și la final dispar undeva în trunchiul copacului. Acum vom arăta câteva exemple care demonstrează cât de puternici sunt copacii. În partea de nord-vest a traseului pe insula Washoe din Washington este o atracție turistică care de mult sperie oamenii. Undeva la 2 metri deasupra pământului este o bicicletă ruginită care trece chiar prin trunchiul copacului. Despre ea sunt câteva istorii, inclusiv despre băiatul care a legat bicicleta înainte de a pleca la război și a decedat la scurt timp. Dar ce s-a întâmplat de fapt rămâne o taină. Probabil bicicleta a fost lăsată în anul 1910 și ramurile bifurcate s-au împletit în jurul ramei copacului, cu timpul ridicând bicicleta. Când pierdem ceva, de obicei nu ne gândim să căutăm acel obiect în interiorul unui copac. În 1980, Mark Herndon și fratele său au pierdut o jucărie și cât nu ar căuta totul într-adins. Peste 24 de ani, Herndon, care s-a maturizat și a văzut părinții și a observat că ceva este înfipt în copac, în curtea din spate. S-a adeverit că e acea jucărie care acum a devenit o parte din copac. Interesant, cum Herndon a încercat să scoată jucăria de acolo? Dacă aveți tripofobie, mai bine să nu priviți acest copac neplăcut care se află în Anglia și nu e unicul de acest gen. Acești copaci pot fi văzuți în toate satele din Marea Britanie. Unii oameni își pun dorință și aruncă o monedă în fântână, iar unii le bat în trunchi. Așa și se primesc acești copaci. Uneori nu rezistă și mor din cauza otrăvirii cu metale. Însă cel mai des copacul continuă să crească și obține un aspect extraterestru. Uneori natura e contrară logicii. Când vedem acest copac care servește ca priză, ne întrebăm, ce? Dacă această instalație se va defecta, pe cine chemăm? Pădurarul, lemnarul, electricianul? Poate e o instalație ciudată, însă cel mai probabil acest hibrid mistic arăta cândva așa, însă natura a preluat controlul și și-a făcut treaba. Ne pare rău de câinii care vor decide să-și facă treburile la acest copac. Cimitirul trebuie să fie ultimul și cel mai liniștit loc de odihnă, însă se pare că niciun fel de liniște nu va fi dacă mormântul se află alături de copac. Acest trunchi înfometat a smuls crucea de piatră care era deasupra unui mormânt și această cruce de piatră cu timpul mai înghite copacul vecin. Cum crezi? Ce se întâmplă că copacul cu încetul înghite monumentul funerar? Sau poate că copacul menține în formă piatra funerară stricată? Pentru voi, prieteni, paharul e pe jumătate plin sau gol? Dacă aceste poze nu vă sunt îndeajuns, atunci priviți acest exemplu, de parcă pomul absorbe sufletele morților și crește datorită lor. De fapt, e o atracție turistică a unei biserici din Londra și se numește Copacul Hardy. El atrage turiștii deja de circa 100 de ani. În 1865, Thomas Hardy, un celebru scriitor din Marea Britanie, ajuta la mare curățenie din cimitirul de lângă biserică, ca să elibereze spațiu pentru o cale ferată nouă. După exhumarea rămășițelor, Hardy a pus piatra funerară în jurul unui frasin mic și în anii următori, rădăcinile au crescut atât de mult încât au tras pietrele alături una de alta. O adevărată îmbrățișare mortală. La sigur ai avut astfel de momente când ați văzut chipurile oamenilor sau animalelor în anumite obiecte.
Nu ne crezi? Privește acest tip drăguț care ține în gură o frânghie galbenă ca din renumitul desen animat. Sau uneori e îndeajuns să adaugi astfel de ochi și vei avea impresia că el a fost prins în flagrant când mânca bara de fier și chiar are un nas. În Quebec, la colț de roie de corde, de gard, crește un pom care atrage foarte multă atenție. La rădăcinile sale mari se ascunde un obiect din cauza căruia acest copac a fost numit copacul cu nucleu. Trecătorii curioși se opresc și se întreabă, cum de a ajuns aici? Însă dezbaterile continuă. De fapt, nu e un nucleu cu care anterior împușcau, ci o bombă care nu a explodat. Dar să nu vă faceți griji, ea nu va exploda la scurt timp. Astfel de obiecte erau umplute cu materiale incendiare și era nevoie de fitil, însă această bombă așa și-a rămas goală. În 1759, britanicii au lăsat multe bombe de genul prin oraș și posibil că asta e una din ele. Însă, istoricul Jean-Francois Caron consideră că bomba a fost instalată intenționat la colțul casei ca ea să o apere de trăsurile care treceau pe alături. După, la un moment, o sămânță a făcut rădăcini alături de casă, absorbind bomba în proces. Imaginați-vă că vă plimbați prin pădure și dați de o asemenea scenă, luând în considerare urmele de la degete care au rămas pe trunchi. Mâna tăiată se ține strâns de copac sau totul era invers. În 1968, sculptorul italian Giuseppe Pinon a creat un prototip al mâinii sale și l-a fixat pe un răsad îngust. Când creștea, copacul se forma în jurul mâinii, devenind mai larg. Cu timpul, prototipul poate să dispară complet. Sculptura dată demonstrează relația dintre om și natură și, desigur, răbdarea lui Pinon. Un copac de o astfel de formă poate fi doar în poveste, nu-i așa? Desigur că nu a devenit astfel de sine stătător, însă cum s-ar spune, unde e roata, încolo e și calea. Probabil copacul a fost sădit lângă roată ca să-i ofere o formă. Când a ajuns la partea de jos, copacul a început să-și schimbe forma. Și asta datorită unui astfel de fenomen ca fototropism, datorită căruia plantele cresc în direcția luminii soarelui. Copacii pot crește extrem de încet, însă dacă vreodată v-ați îndoi de puterea lor, priviți la această poză. Se pare că un pom prietenos a înghițit vârful unui felinar și a continuat să crească până când nu a rupt felinarul. Într-un final, el s-a ridicat împreună cu copacul sau poate îl susținea. Însă după, sub greutatea felinarului s-a divizat. În acest caz, copacul poate cădea la scurt timp și e timpul de chemat lemnarul. Noi alegem varianta cu Hulk. Această bancă din Dublin nu-i mai aparține unei facultăți locale. Pentru că ce? A mâncat-o copacul. Nu e de mirare că pomul care a înghițit cu atâta poftă o bancă stradală nevinovată a fost numit pomul flămând. Se consideră că el are mai mult de 80 de ani. Banca din fontă nu e o barieră pentru scoarța înfometată care se pare că e gata să mănânce orice și ceva ne spune că e incomod de stat pe ea. Desigur că străzile cu alee arată romantic, până când copacii nu încep să înghită totul. Priviți această cutie poștală roșie într-o regiune din Londra, care cedează copacului Lacombe. În secolul XVIII, locuitorii străzii Cardiff nu au putut să folosească pentru prima dată cutia poștală, și asta după 100 de ani de utilizare, totul din cauza pomului înfometat care, apropo, avea 35 de metri. Răsadul a fost plantat în 1910, înainte de cutia poștală, și el a demonstrat că natura mereu râde la urmă, chiar și peste un secol. Pădurea dintr-o regiune din Leningrad a devenit un muzeu militar unic. În unii copaci au rămas amintiri legate de bătăliile care s-au dus aici în timpul războiului. În această regiune a avut loc una dintre cele mai importante campanii de pe timpul blocadei din Leningrad. În timpul luptelor, aici au murit în jur de 260.000 de soldați din Armata Roșie. Acum acești copaci ridică în aer căștile precum soldații care stau în rânduri. Căștile soldaților decedați au căzut pe copacii tineri și le-au străpuns când creșteau. În multe alte păduri, armele și munițiile la fel au devenit o parte din copaci. Unul dintre cele mai periculoase exponate este o grenadă neexplodată care s-a blocat în stejar și acum iese la suprafață. Într-o altă pădure, un proiectil de 75 de mm a ajuns în interiorul copacului, la fel ca și o lopată sau pușcă de pe timpurile primului război mondial. Se pare că unicul câștigător în aceste bătălii e mama natură.
Când copacii cresc, din ei se primesc indicatori minunați. Oamenii bat diferite inscripții și plăcuțe, însă dacă le lăsați pe o perioadă mai lungă, pot dispărea. Acest copac a decis să ia situația în mâinile sale și să scape de indicator, înghițindu-l. Există și alte exemple de genul. La scurt timp îi va acoperi crusta care crește în jurul său. Tot cred că mașinuța arată prea fericită, luând în considerare că este mâncată. Și acest indicator este mâncat, iar el e și mai ciudat. Oare copacul a crescut cumva între vopsea și metal? Desigur că nu. Cel mai probabil o persoană a decis să scrie partea care a dispărut chiar pe scoarță, când a observat că copacul a mâncat cea mai importantă parte a inscripției. Însă asta nu ajută pe mult timp. Cât de mult nu am încercat, natura mereu va fi învingătoare. Tăietorii de lemne au un job greu, însă uneori găsesc ceva interesant și procesul devine foarte captivant. Spre exemplu, un bărbat din New Hampshire a tăiat un copac alături de un teren de baseball și a găsit în interior o minge. Probabil lovitura a fost puternică, însă cel mai probabil mingea a ajuns în curba copacului când el era mic, iar după copacul a înghițit-o. Puțin probabil că proprietarul acum e viu, de aceea mingea e anima noi. O minge de baseball e ok, însă în 1980, lemnarii care lucrau în pădurea statului Georgia au rămas șocați când au găsit asta în trunchiul copacului. Acesta nu era un extraterestru, ci un câine mumificat. El a rămas blocat în copac aproximativ cu 20 de ani urmă. După cum cred experții, animalul fugea de urma unui raton și a intrat în trunchiul care era foarte îngust. S-a produs un efect de împingere și din cauza aerului ascendent, insectele și dăunătoarele nu au ajuns la corp. Acum, Stacky e principalul exponat din Muzeul Arborilor Forestieri din Georgia. După cum vedeți, copacii sunt gata să înghită absolut tot ce îi împiedică să crească, dar acest exemplu la sigur pretinde la titlul de cel mai impresionant și lacom copac. Interesant, ce s-a întâmplat cu bietul Audi și de ce a ajuns într-o astfel de poziție? E rugumat din toate părțile. Legenda spune că un bărbat a decis să doarmă în mașină în timp ce soția sa făcea shopping și o așteaptă până acum. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă Lime!